Există câteva dezechilibre hormonale care pot să provoace și dezechilibre de greutate. Cele mai des întâlnite sunt din sfera afecțiunilor tiroidiene și aici, într-adevăr, în cabinet se adresează foarte mult patologia de hipotiroidism, adică o încetinire în funcția tiroidiană. Efectiv, tiroidea nu-și mai face treaba și scade foarte mult secreția de hormon tiroidian. Acești hormoni tiroidieni sunt implicați în mare parte și în reglarea metabolismului și de aici pot să apară și problemele de greutate. Sunt câteva semne care ne duc cu gândul către probleme de tiroidă, de exemplu oboseala excesivă, apar probleme de cădere a părului sau de ruperea unghiilor, apar palpitații, apare depresia, apare acel nod în gât pe care îl simt atunci când înghit, da, din cauza creșterii tiroide, care încearcă să suplinească această scădere de hormon tiroid, de hormon tiroidien prin faptul că își mărește volumul. În acel moment recomandăm analizele de sânge. De foarte multe ori, prin dietă, simptomele se ameliorează. Este de evaluat însă și metabolismul, pentru că în cazul în care metabolismul este afectat de probleme tiroidiene, trebuie să știm exact în ce măsură este afectat. Dacă este cazul de tratament, în cazul acesta, bineînțeles că și dieta o să funcționeze mai bine în tandem cu tratamentul. Și după ce știm metabolismul, știm exact și cât să dăm din punct de vedere al aportului caloric, astfel încât să nu ne împiedice problemele hormonale. Ca și alimente, nu sunt foarte mari restricții față de celelalte persoane care nu au probleme de tiroidă sau alte probleme hormonale, adică restricția se face la zahăr și la grăsimi saturate în principiu și se îmbogățește dieta cu multe legume și fructe, adică plant-based. Există câteva indicații în cazul pacienților care fac terapii bazate pe iod. În cazul acesta, în perioada terapiei sau atunci când se apropie terapia, trebuie restricționate foarte multe alimente. În principiu, acești pacienți vin cu liste întregi de alimente care trebuie restricționate, în general cele care aduc iod. Inclusiv cruciferele trebuie eliminate, nucile, așa cum spuneam, zahărul, orice poate să aducă iod în corp și poate să hrănească tiroida cu iod, practic trebuie să înfometăm tiroida ca să capteze tratamentul. În celelalte cazuri, în cazul în care există un exces de estrogen, de cortizol sau poate de leptină și de grelină, acolo trebuie discutat de unde este acest exces și se evită în mare parte alimentele zaharoase, zaharurile rapide, tot ce conține zahăr, fructoza, fructele se dozează într-un anumit fel la aceste paciente. De asemenea, grăsimile saturate, aici este lupta cea mai mare pentru că cele mai multe dintre paciente sunt dependente, poate chiar de fast food-uri, de pizza, de paste. Nu înseamnă că sunt interzise, dar le gătim altfel, adică rețetele se fac în casă, cât se poate cu uleiuri de bună calitate și care să nu fie arse. Trebuie să evităm efectiv uleiul ars, uleiul arsura. Nu neapărat pentru că ar interfera cu problemele de tiroidă, însă pot să agraveze problemele de greutate, adică sunt două mecanisme, și cel hormonal și cel de alimentație, care poate să agraveze aceste probleme.